the same atmosphere in Gaming Saturday. Bună ziua tuturor în primul rând și în al doilea rând vreau să mulțumesc tuturor oamenilor care iubesc basketul în Târgu Jiu și vin la meciuri, pentru că atmosfera din meciul cu Ploiești a fost o atmosferă extraordinară. După ce a antrenat în multe țări din estul Europei, Nicolici a rămas impresionat de fanii de la Târgu Jiu. Suporterii Energiei, care umplu sala la fiecare meci de basket, i-au făcut o surpriză plăcută antrenorului. L-au aplaudat la scenă deschisă, chiar și după înfrângerea în fața campionilor din Ploiești. La fel ca fanii, jucătorii sunt și impresionați de Nicolici și parcă l-au uitat foarte repede pe fostul antrenor Teo Evans. N-am mai lucrat până acum niciodată cu un antrenor care pregătește așa de bine meciurile, fiecare meci, pregătește fiecare jucător individual, cu, în special pe plusurile fiecăruia, ce știe cel mai bine fiecare să facă și să modeleze jocul în așa fel încât toată lumea să aibă o șansă să arate ce poate cel mai bine. Evans este trădat chiar și de unul dintre copiii săi de suflet, Porter Trupp. Make sure we work on little skills every day, every week, to make sure that we're sharp and ready for the game. So I think he's a great coach. Cred că este un antrenor grozav, atât cum pregătește meciurile, cum face strategia pentru meciuri, cum ne împerechează cu echipa adversă, dar și la antrenamente, cum lucrăm chiar și micile detalii pentru ca fiecare să fie într-o formă foarte bună la meciul care urmează. Nicolici vrea să răsplătească încrederea tuturor printr-o victorie în partida de sâmbătă de pe teren propriu cu BC Târgu Mureș.